A doua parte a căzut pe piatră, într-un loc pietros, adică, care are deasupra doar un rând, un strat subțire de pământ. Și sunt aceia, zice Mântuitorul, care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Primesc adică mai întâi cu bucurie cuvântul, dar până la urmă cad. De ce cad? Și noi, de ce cădem de multe ori? Primim cu bucurie cuvântul. Venim de multe ori la biserică, des, gata, de acum vin în fiecare duminică, de acum e la tot Sfântul Maslu, de acum o spovedesc în fiecare post sau chiar mai des. Și facem o dată, de două ori, un an, doi, după aceea este greu. După aceea rămânem acasă. După aceea tot rărim. De ce? Pentru că Dumnezeu, văzând râvna noastră, ne-a luat la sine. Ne-a făcut ai săi. Și atunci vrea să ne curețe ca pe aur întopitoare. Și ne trece prin încercări. Căci încercările curăță cel mai bine sufletul. De toată afecțiunea și dragostea și împătimirea față de lumea aceasta, față de păcat. Și atunci, în vreme de încercare, noi ne lăsăm pentru că suntem fricoși. Pământul în care a căzut această sămânță, pământul împietrit, este inima fricoasă. Este inima care nu are dragoste de Dumnezeu și nu are curaj să urmeze până la capăt pe Dumnezeu care l-a chemat. O inimă dornică să se unească cu pământul este plină de frică. Iar legătura cu pământul o împietrește. Când suntem noi atrași de cele ale lumii, de lumea păcatului, de poftă, de avere, de cinste, de plăceri, ni se împietrește inima. Pentru că toate acestea sunt ale pământului. Și pământul nu poate rodi cele dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu crește mai degrabă în zonă unde este furtună și vijelie, așa cum brazii cresc pe înălțimi. Se teme și se leapădă cel care nu vrea să se desprindă de pământ, care se încrede mai mult în pământ. În pământul acesta care îi dă la repezeală plăceri, bucurii și împliniri, neștiind că de fapt adevăratele bucurii care sunt statornice și care vin de la Dumnezeu nu se dobândesc la repezeală, nu se dobândesc instantaneu. Noi astăzi căutăm gratificare instantanee, mulțumire instantanee, tot, imediat. Apăsăm pe butoane, totul devine digitizat. Totul devine la un buton distanță. Orice nevoie și orice plăcere. Într-o astfel de lume nu mai încape Duhul lui Dumnezeu și nu mai încape bucuria. E plăcere multă, dar nu e bucuria. Plăcerea trece odată cu stimulul. Bucuria rămâne după ce trece greutatea dobândirii ei. Fricosul se îndoiește de Dumnezeu și crede în pământ. Se îndoiește de adevăr și crede în minciună. El nu crede făgăduințelor lui Dumnezeu. Și cum poate să creadă Dumnezeu făgăduințelor lui? Nu se poate. Și de aceea rămâne singur că va fi părăsit și de pământul acesta, și de viața aceasta, și de lumea aceasta, dar și de Dumnezeu, pe care nu l-a iubit.